Bună ziua! Bună ziua! Cu ce proiect sunteți prezent la târg? Este un mic bloculeț în cartierul Colentina, chiar în spatele magazinului Carrefour. Ce v-a determinat să începeți acest proiect? De multă dată am făcut arhitectura și de câte ori am avut ocazia și m-a tentat un proiectel mic, am făcut-o, mai ales cu prieteni. Ce părere aveți despre piața rezidențială actuală? Cum credeți că va fi afectată de legea dării în plată? Va fi afectată doar de atitudinea băncilor. Dacă băncile vor da bani în continuare, bine, dacă nu, nu. Iar cei cu bani încă mai există și vor cumpăra. Ce așteptări aveți pentru acest an în ceea ce privește proiectul dumneavoastră? Evident, să vând cât mai repede și cât mai bine. Pe parcursul celor 3 zile de târg, ce le veți transmite vizitatorilor? Ca întotdeauna încerc să le transmit la ce anume trebuie să se uite când cumpără. Să nu se lasă furați de prospecte, de poze și de oferte și prețuri extraordinare. Să se uite la ceea ce cumpără. Dacă ați avea posibilitatea să schimbați ceva la piața rezidențială, care ar fi acel lucru? Păi ar fi vreo 2-3 mentalități pe care nu le-am înțeles niciodată și care practic sunt în detrimentul nostru. Cel mai tare mă deranjează metru pătrat util, care practic nu are foarte mult de a face cu prețul final. Adică garajul costă la fel de mult, ba chiar mai mult decât metru pătrat de living. În ceea ce privește ansamblul dumneavoastră, ce prețuri găsim aici? Păi prețurile mele sunt de la 27.500 până la 115.000, pentru că am și garsoniere și 2 camere și 3 camere, începând de la apartamente cu grădină privată până la genul penthouse cu terasă de 33 de metri. Deci prețurile sunt diferite, dar mai mari ca cele care se găsesc de regulă, pentru că suprafețele sunt foarte mari. Adică, de exemplu, dormitoarele noastre au toate 20 de metri pătrați utile aproape. Și până în prezent, ce feedback ați primit de la clienții interesați de o locuință? Le place, îi deranjează, pe unii îi deranjează lipsa metroului, pe alții, iar marea majoritate, din păcate, nu se încadrează în buget. Adică marea majoritate a celor care vin la aceste târguri sunt cei care se bazează pe programul Prima Casă. Drept pentru care e mai mult de 50-60 de mii de euro nu primesc. Ori, în afară de garsonierele, care sunt 27.500, cel mai ieftin apartament este de 54.000, ceea ce deja îi depășește. Mulțumim și mult succes!